Doamnelor și domnilor, sunt Ștefan Pășcuță, bine v-am regăsit la știri. Premierul României este programat la această oră la a doua doză de ser anti-COVID-19, tot la Spitalul Universitar de Urgență Militar Dr. Calor Davila. Pe 16 ianuarie, șeful executivului a făcut prima doză de vaccin. Florin Câțu a venit atunci la centrul de vaccinare îmbrăcat cu un tricou inscripționat cu mesajul „Împreună învingem pandemia”. Colega mea, Gabriela Mihai, se află și ea la Spitalul Militar și ni se alătură cu date suplimentare. Gabi, te ascultăm! Am găsit în urmă cu doar câteva minute, a ajuns la Spitalul Militar premierul Florin Câțu. Acesta se duce în cabinetul medical, acolo unde îi va fi administrată cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID, o doză din vaccin Pfizer. Știm că așa a făcut și prima dată și iată că la 21 de zile a venit momentul rapelului. Iar în aceste momente se fac pregătirile astfel încât să-i fie administrată cea de-a doua doză. Ca și prima dată, după ce este administrată această cea de-a doua doză de vaccin Pfizer împotriva COVID-19, va rămâne sub supraveghere medicală 15 minute aproximativ, astfel încât cadrele medicale să monitorizeze situația în cazul unei eventuale reacții adverse. Ulterior, premierul Florin Câțu va face și declarații de presă și vorbim despre declarații importante în contextul în care am văzut că ieri Ministerul Sănătății, de exemplu, raporta greșit o reacție adversă a unei asistente medicale din Vâlcea și ulterior a venit cu alte precizări. Vom vedea până la urmă cum se fac aceste raportări și în baza aceea, având în vedere faptul că sunt extrem de importante. Până acum au fost vaccinate cu cea de-a doua doză aproximativ 165.000 de persoane, iar cei care au monitorizat și reacțiile adverse au transmis că până acum nu s-au înregistrat foarte multe reacții adverse care să fie foarte grave, acestea intervenind în general la doza de rapel. Vom vedea așadar care vor fi declarațiile premierului Florin Câțu în scurt timp, după ce acestuia îi va fi administrată cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. Da, Gabi Mihai, mulțumim mult și vom reveni la tine în momentul în care premierul va face declarații. Deocamdată continuăm știrile. Încă doi pacienți de la Matei Balș au murit astăzi în urma incendiului de acum o săptămână. Numărul total al victimelor a ajuns astfel la 14. Procurorii și polițiștii criminaliști au terminat ieri cercetarea la fața locului, dar nu au spus nici măcar preliminar ce anume a provocat focul devastator de acum o săptămână. Nici după acest incendiu, nici după cel de la Piatra Neamț și Matei Balș nu avem încă responsabili. Încă doi oameni au pierit în această dimineață în urma incendiului produs la Institutul Matei Balș pe 29 ianuarie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 73 de ani transferat după incendiu la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan din București. Acesta suferea de o formă severă SARS-CoV-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate, conform reprezentanților Ministerului Sănătății. În al doilea caz este vorba despre un bărbat în vârstă de 91 de ani, transferat la Spitalul Victor Babeș. Se afla în secția ATI, tot cu o formă severă a bolii și comorbidități. În ambele cazuri, ancheta medico-legală va stabili cauzele exacte care au provocat decesul. Din păcate, mulți dintre pacienții care erau în pavilionul 5 aveau forme severe de infecție cu SARS-CoV-2, forme severe care necesitau oxigen, chiar oxigen în cantitate mare, și aceste persoane oricum aveau o evoluție imprevizibilă. Este foarte greu de spus, mai ales că intervalul de timp de la eveniment și până acum înseamnă multe zile. Și atunci eu cred că în toate aceste cazuri, anatomia patologică, mai exact medicina legală, va fi cea care va stabili dacă există o relație de cauzalitate. Este foarte important să așteptăm rezultatele și să vedem în ce măsură a existat sau nu. Muntele este luat din nou cu asalt, coloane de mașini se îndreaptă spre stațiunile de pe Valea Prahovei și Brașov, abia se circulă pe DN1, iar în Sinaia, Bușteni și Azuca s-au ocupat toate locurile de parcare amenajate. Stațiunile arată ca în vremurile bune, dar asta înseamnă, evident, pe Pârtii și la Sănioșori, cozi infernale la instalațiile de transport pe cablu. Salvamontiștii au înregistrat un record de accidentări într-o singură zi în Poiana Brașov, 17 oameni salvați și 6 preluați de smurt.
Weekendul a început cu un număr record de accidentări pe pârtie, anunță îngrijorați salvamontiștii. Principala cauză ar fi supraaglomerarea pârtilor, dar și faptul că mulți turiști erau echipați necorespunzător pentru traseele montane. 17 astfel de evenimente, un număr foarte mare, îngrijorător de mare. Între aceste evenimente vorbim și de doi turiști care se plimbau pe potecile montane din stațiunea Poiana Brașov și masivul Postăvaru și care, din cauza echipamentului inadecvat, respectiv încălțări specifice orașului, au alunecat. În masivul Postăvaru s-au format din nou cozi infernale, adevărate teste ale răbdării. Administratorii domeniului schiabil s-au străduit să facă ordine. Jandarmii le-au cerut turiștilor să poarte mască și să păstreze distanța, să nu se înghesuie, altfel vor fi amendați. Indiferent cât de mari sunt cozile, instalațiile de transport pe cablu au anumită capacitate. Deci, indiferent cât de mare este coada la instalațiile de transport pe cablu, numărul turiștilor este constant. Administratorii pârtilor le recomandă oamenilor să meargă să schieze cât mai de dimineață. Toți cei care nu se vaccinează anticovid aproape sigur vor face boală în câteva minute. Vă spunem cine este medicul care trage acest semnal de alarmă. Școala reîncepe peste două zile, semestrul al doilea se va desfășura după trei scenarii în funcție de rata de infectare dintr-o localitate. În clase, elevii vor sta la distanță de un metru, iar adeverințele medicale eliberate în 2020 pot fi prezentate și acum. Părerile legate de revenirea în clase rămân împărțite. Elevii consideră că multe școli nu sunt pregătite, iar dascălii spun că sunt gata să se așeze la catedre și că a fost suficient timp de pregătire anticovid. Doar că mai afirmă profesorii, unele condiții impuse de autorități cel mai probabil nu vor putea fi respectate. În foarte multe unități școlare din mediul rural și din orașele mari, cu siguranță această distanță despre care vorbește domnul ministru nu va putea fi însă asigurată, pentru că sunt clasele supradimensionate ca efective de elevi și subdimensionate ca spațiu. Evident, această distanță nu se va putea asigura. Și elevii au nemulțumiri legate de redeschiderea școlilor. Reprezentanții Consiliului Elevilor din România au discutat cu mai mulți directori de școli, care le-au spus că ar mai avea nevoie de timp pentru pregătirea revenirii în clase. Nu credem că e în spiritul a ceea ce am solicitat să emiți un ordin în ultima zi, practic lucrătoare, în care poți să faci pregătit pentru începerea semestrului 2. Nu considerăm că așa se face descentralizarea într-un sistem în care știm că toții de 30 de ani totul vine de sus, de la centru, ci descentralizarea înseamnă să oferi resurse, să oferi indicații în timp util, din punct de vedere sanitar, ceea ce privește dezinfectarea școlii, asigurarea acelor materiale sanitare și mulți dintre ei au spus că nu. Între timp a fost publicat și formularul de consimțământ pe care părinții elevilor care vin de luni la școală trebuie să-l completeze pentru testul COVID-19, în cazul în care apar simptome ale bolii. Și acest formular a stârnit neînțelegeri între ministere. În timp ce oficialii Ministerului Sănătății le recomandă părinților să ducă formularul semnat încă din prima zi de școală, cei ai Ministerului Educației spun că acest lucru nu este legal. Ar fi legal doar în cazul copiilor cu simptome, consideră Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Avem deja 55 de cazuri de infectare cu noua tulpină de coronavirus, iar specialiștii se tem că aceasta va deveni dominantă în scurt timp. Numai ieri au fost înregistrate 27 dintre îmbolnăvirile cu virusul mutant, care este mult mai virulent. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu anunță un program mai strict de secvențiere a variantei britanice de coronavirus. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, reamintește că secvențierea se face doar la cazurile suspecte. Se pregătește de asemenea un program pentru secvențiere, pentru a avea o imagine cât mai clară asupra situației în mod continuu. Lucrurile nu sunt neapărat noi. 20 de cazuri suplimentare nu schimbă cu nimic situația. Știm că avem noua tulpină în România. Știm că nu toate... Nu poate fi exclusă o cifră și mai mare de cazuri. Da. Această secvențiere nu se face la întâmplare. Deocamdată avem relativ puține tulpini secvențiate și identificate ca fiind mutante până în acest moment. Iar cel de-al doilea element care ne face să credem că nu
avem o răspândire largă a acestei tulpini este faptul că noi staționăm la acest număr de cazuri între 2 și 3.000. Țările în care această tulpină a devenit dominantă înregistrează un număr mare de cazuri. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct și mergem chiar acum la Spitalul Militar Carol Dalbil. Am făcut acolo și unde al doilea vaccin, rapelul, deci pentru mine această operație s-a încheiat. La fel de ușor ca prima oară, deci fără niciun fel de probleme. Este foarte important să facem rapelul, deci toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să facem și al doilea vaccin, pentru că fără al doilea vaccin, tot ce am făcut până acum, toate eforturile noastre au fost degeaba. Este important să ne vaccinăm, în primul rând, și am văzut că este interes pentru vaccin, dar este mult mai important să venim și la rapel. Deci toată lumea trebuie să-și facă rapelul și vă spun că nu se întâmplă nimic, sunt aici, niciun efect, mergem înainte. Câteva informații despre AstraZeneca, care vine în România și în luna februarie ar trebui să avem cel puțin 600.000 de doze. Începem programarea din 10 februarie. Pentru AstraZeneca, persoane între 18 și 55 de ani și vom avea 180 de cabinete noi pentru AstraZeneca. Cred că de mâine încep să fie distribuite 81.600, dar programarea va începe din 10 februarie, deci avem și în această lună, începe să avem ce mai multe. Cred că luna februarie a fost o provocare pentru campania de vaccinare, deși am rămas în topul în Uniunea Europeană, ceea ce privește numărul de vaccinări, dar începând cu luna martie, primim din ce în ce mai multe doze și programul de vaccinare se va accelera. Vom trece de 50.000 de vaccinuri pe zi, cred eu, din luna martie și vom merge către acea țintă de 100.000 pe care l-am pus-o de la început. Aș lua două sau trei întrebări și apoi mulțumesc. Bună ziua, domnule premier. Vă rog să ne spuneți cum apreciați dumneavoastră că a gestionat până acum Ministerul Sănătății situația în urma incendiului de la Matei Balș, având în vedere faptul că au existat mai multe bâlbe, au fost comunicări defectuoase până acum pe acest caz. Mai mult decât atât, sâmbăta trecută, Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu anunța că cel târziu marți va prezenta un raport cu măsurile luate în urma incendiului de la Matei Balș. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și totodată să ne spuneți dacă, așa cum a apărut pe surse, ar exista tensiuni între dumneavoastră și Ministrul Sănătății în contextul în care am văzut că v-ați contrazis în declarații de mai multe ori. Da, aici se face câteva lucruri de spus. În primul rând, nu există tensiuni. Da, ne contrazicem pentru că cred că informații întotdeauna n-ajung la noi în același timp. Sunt câteva lucruri pentru la care eu țin foarte mult. Campania de vaccinare eu o văd într-un mod pozitiv. Nu sunt adeptul măsurilor punitive când vine vorba de o campanie de vaccinare care trebuie să, care are ca scop să aibă cât mai mulți oameni vaccinați. Pentru că știu că la acest lucru vă referiți. În același timp, este adevărat că dacă există încălcări flagrante ale modului în care noi am decis să facem această vaccinare, cei responsabili trebuie să răspundă. Eu până acum nu am primit astfel de informații care și a existat așa ceva. Repet, nu trebuie să... Obiectivul nostru este de a vaccina cât mai mulți români în cât mai scurt timp, în perioada cea mai scurtă. Deci asta ar trebui să fie obiectivul și de aici ar trebui să ne... pe acest lucru ar trebui să ne concentrăm. Ceea ce privește tragedia de la Matei Balș, nu am primit încă un raport final, aștept raportul final de la Ministerul Sănătății. Cum o să am acest raport, o să ieșim public și o să vă spun care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm, dar în acest moment nu am această informație. Mulțumesc. Bună ziua! Aș vrea să vă întreb despre buget, dacă acesta este motiv de tensiune între partidele din coaliție pe baza celor reforme cerute de dumneavoastră în ministere. De asemenea, dacă ați primit planul de reformă de la toți miniștrii și dacă veți cuprinde și pensiile sau o majorare a pensiilor în acest buget. Bugetul nu este... Este o provocare pentru orice coaliție, adevărat, și pentru, mai ales că suntem oameni politici. Dar am spus clar criteriile de la care pornim cu acest buget anul acesta. Fără risipa banului public.
V-am dat câteva exemple, cheltuielile de personal s-au dublat în 4 ani de zile. Nu cred că performanța celor care lucrează la administrația publică s-a dublat în această perioadă. De aceea, în acest an am vorbit de câteva reforme și una dintre este o reașezare a legislaizării în care să legăm veniturile celor din administrația publică de performanță. Este momentul să facem acest lucru. Nu doar să promitem că vom crește salariile în fiecare an și fără să cerem ceva la schimb. Nu cerem doar noi, o cer românii. Toți românii vor un aparat public performant. Și nu trebuie să ne fie frică să spunem acest lucru. De aici am pornit cu acest buget, pe de o parte. Pe de altă parte, bineînțeles, sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public și bătaia de joc asupra banului public. Cheltuielile cu subvențiile, aproape că s-au dublat și acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanță mai bună a acestor companii. Din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Așa că aceste companii de stat care au pierderi trebuie să vină cu un program de restructurare dacă vor să mai fie susținute. Anul trecut am făcut acest lucru cu Tarom, se poate face acest lucru, multă lume a spus că nu se poate, uitați-vă la Tarom. Se restructurează, primește finanțare în continuare și la un moment dat o să fie și pe profit. Așa vom face cu toate companiile de stat. Este posibil ca unul dintre ele să nu supraviețuiască sau unul dintre managerii că au administrat prost aceste companii în acești ani să nu supraviețuiască. Dar ăsta este prețul pe care trebuie să plătească dacă vrem să mergem mai departe. Bună ziua! Ungaria a cumpărat 2 milioane de doze de vaccin Sputnik, iar Cehia vrea să facă același lucru. A demarat și România discuții pentru a cumpăra vaccin rusesc sau chinezesc? Nu. România am avut o comunicare cu Comisia Europeană. Vom face un lucru mult mai bun. Vom încerca să producem vaccinul în România, la Cantacuzino. Am avut am trimis o scrisoare în urma unor întrebări adresate de Comisia Europeană și ne-am arătat disponibilitatea de a produce vaccinul în România. Vom vedea ce vaccin va fi produs, dar asta este varianta pe care mergem noi. Bună ziua, Diana Dumitrașcu, cu Televiziunea Română. Domnule premier, luni începe școala. Am văzut că Ministerul Sănătății a publicat acel document pe care părinții trebuie să-l aducă la școală. Luni vom avea și testele rapide în școli. Dacă nu luni, atunci când? Și cum rezolvăm problema acelor instituții de învățământ care nu au cabinete în care copiii să poată să fie testați în caz că este nevoie? Da, eu cred că aici a fost iarăși ceva s-a grăbit să pună acel document în spațiu public, pentru că am văzut și comunicatul Ministerului Educației care spune altceva și ceea ce spune exact ce este în ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Vor fi situații excepționale când vor fi aceste teste. Nu testăm pe toată lumea din prima zi. Sunt persoane, copii care vor avea simptome și atunci va trebui să fie completat acel formular. Nu trebuie să vină lumea cu formularul completat la școală. Deci ar trebui să citim comunicatul Ministerului Educației în acest sens și acolo sunt mai multe detalii și ordinul comun publicat de Ministerul, semnat Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Acel formular ar trebui să fie deja completat, pentru că, din ce spuneți dumneavoastră, nu e posibil. Adică trebuie anunțat părintele care să vină cu un formular completat. Nu ar fi mai bine ca el să fie deja completat? Ca și până acum am avut această situație. Aveam copii care, dacă aveau simptome, la trei copii într-o clasă, de exemplu, se închidea clasa. Nu trebuie să reinventăm ceea ce am făcut până acum. A funcționat foarte bine și vom merge în continuare pe aceleași criterii. Repet, ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației specifică foarte clar care sunt situațiile în care trebuie să testăm copiii și când trebuie să fie completate aceste formulare. Deci să nu vină părinții de Detaliile sunt în ordinul comun și, din ce știu eu, Ministerul Educației a comunicat sau va comunica exact pe această temă astăzi, ca să fie foarte clar pentru toată lumea ce se întâmplă cu aceste formulare. Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră agreați ideea celor de la Ministerul Sănătății de a schimba modul în care se calculează rata de infectare, includerea celor din centrele sociale între cei în rata de infectare și dacă asta nu ar schimba scenariile privind reînceperea școlilor. Acum, pentru a schimba ceva, trebuie să vedem cum a funcționat ce am avut până acum.
Mie mi se pare că ce am avut până acum a funcționat foarte bine. Dacă există o fundamentare științifică pentru a modifica ceva, sunt gata să o văd. În același timp, sunt adeptul modificărilor prin simplificare. Dacă o modificare face lucrurile mult mai complicate și ne va fi mult mai greu să înțelegem ce vrem să facem, nu aș susține așa ceva. Dar, repet, vreau să văd exact ce se întâmplă. Dacă există o documentare științifică, o analiză empirică, statistică, care să arate clar că ceea ce s-a făcut până acum a avut deficiențe și acele deficiențe pot fi cuantificate, bineînțeles că ne vom uita în direcția modificării. Până acum, eu spun că ceea ce a fost făcut a funcționat foarte bine. Ne uităm la cifre, nu doar o spun eu. Ne uităm în continuare că în România numărul de cazuri de bolnavi care sunt internați la ATI rămâne sub 1000. Ne uităm la numărul de telefoane la 112, ne uităm la numărul tot ce alte informații pe care avem, numărul de internat în spital, și vedem că în continuare am gestionat bine această pandemie. Deci nu văd în acest moment, prin informații pe care le am eu, pot să existe alte analize statistice, alte analize de la Ministerul Sănătății, care să demonstreze contrariu. Le aștept și când o să vină o să le vedem. Dar orice modificare trebuie să meargă în direcția simplificării, din punctul meu de vedere, nu a complicării lucrurilor. Bună ziua, tocmai ne-ați declarat că vom ajunge din luna martie la 50.000 de vaccinări pe zi. Voiam să vă întreb care este termenul până la urmă pentru care luați în calcul să ajungem la 100.000 de vaccinări pe zi, așa cum ne-ați spus prima dată când ați venit aici la prima doză, deci, de vaccin. Rămâne... Și dacă luați în calcul să faceți o remaniere la nivelul guvernului în urma tuturor scandalurilor care au apărut, pentru că sunt surse politice care asta spun. Nu iau în calcul remaniere în acest moment. Nu sunt scandaluri, eu cred că sunt... Este o coaliție nouă, o coaliție care vine după câțiva ani de zile de campanie electorală și cred că suntem încă la început, dar este o coaliție care devine în ce în ce mai puternică în fiecare zi și veți vedea că bugetul va fi acel moment care va solidifica această coaliție pentru următorii 4 ani de zile. Cât mai repede poți? Eu sper să ajungem mai repede de martie la 50.000. Noi putem să creștem capacitatea de vaccinare foarte rapid. Am fost puțin întârziați în acest proces de oferta de vaccin care a fost modificată fără voia noastră de furnizori. Dar cum o să avem vaccinurile, o să le punem imediat, le distribuim, ca să putem să vaccinăm cât mai mulți oameni. Putem să avem capacitatea 100.000 într-o perioadă foarte rapidă. Vaccinuri să avem. Bună ziua, Dorian Necula de la Agenția de Presă Quick News. Domnule premier, cum se va rezolva problema finanțării acelor 4 spitale din sectorul 1? Finanțarea spitalului sectorului 1 este la sectorul 1. Vom vedea care... Până acum nu am avut nicio discuție nici cu primarul sectorului 1, nici cu primarul municipiului București despre finanțarea spitalelor. Dacă doresc să mă uit, să văd care, dacă au nevoie de o soluție, bineînțeles, sunt deschis. Dar până acum nimeni nu m-a contactat cu această problemă. Nu ați discutat la nivelul guvernului cu domnul Vlad Voiculescu despre problema din sectorul 1, că acestea nu sunt nici la primăria sectorului 1, nici la primăria generală, nici la minister. Până în acest moment, acest subiect nu a fost ridicat de către Ministerul Sănătății, nu a fost adus în atenția mea. Da. Bună ziua, fostul ministru Nelu Tătaru spunea că în momentul în care a plecat de la minister, a lăsat pe masa Ministerului Sănătății și la fonduri europene acea ordonanță de urgență prin care spitalele ar putea face reparații pe fonduri europene. Ați discutat cu ministrii Voiculescu și Ghinea, i-ați întrebat dacă au găsit acea ordonanță și ce intenționa să faceți cu ea? Ordonanța respectivă a fost, de câteva ori a primit aviz negativ. Și atunci varianta, am fost o variantă prin care am aprobat săptămâna trecută un memorandum. Înțeleg că deja nu mai este nevoie de ordonanță pentru a accesa acele fonduri pentru spitale. A fost aprobat un memorandum, sunt 50 de milioane de euro care vor merge către spitale în București în sensul acelei ordonanțe. Restul, modernizări sau cheltuieli mult mai de modificare a structurii sau de modernizarea spitalelor le putem face încercăm prin PNRR sau alte programe. Și o precizare, când ar putea România să producă un vaccin împotriva noului coronavirus? Eu vă spun că am început discuțiile, am fost întrebați dacă dorim, dacă avem capacitatea și am spus că da, am pus datele pe masă, așteptăm acum răspunsul Comisiei Europene în acest sens. Domnule premier, când am putea avea o decizie legată de sporurile bugetarilor și mai exact de sporurile prefecților care sunt în continuare în plată? La buget, bineînțeles, și multe dintre ele vor spărea.
Puteți să ne dați câteva exemple pe baza datelor pe care le aveți acum? Nu, vă pot spune cât sunt sporurile, în jur de 600 de milioane de lei, ceea ce am identificat în acest moment, dar la buget veți vedea exact cum vor arăta aceste sporuri. Vă spun că subvenții... Așadar a fost la fel de ușor ca prima oară, fără nicio problemă, a afirmat premierul Florin Cîțu imediat după ce i s-a administrat apelul, adică a doua doză a vaccinului anticovid de la Pfizer and BioNTech. Foarte important, începem programarea pentru dozele AstraZeneca din 10 februarie. Vom trece de 50.000 de vaccinări pe zi în luna martie, mai spunea premierul.